Vă salut, dragi prieteni! Discutăm astăzi despre un subiect care ține prima pagină din nefericire, cutremurul din Turcia și, sigur, și Siria. Asta pentru că în studio se află domnul general în retragere, Vasile Șomlea, fostul inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj. Bun venit! Bine v-am regăsit! Domnul Șomlea, eu voiam și preferam să discutăm lucruri mult mai frumoase, amintiri și plăcute și neplăcute din lunga noastră activitate în cadrul ISU, dar agenda s-a schimbat total datorită acestui nefericit incident care s-a întâmplat în Turcia cu tot ce înseamnă dezastru de acolo. Vieți omenești, încă nici nu se știe, se pare că s-a trecut de 11.000, încă nu se știe câte vor fi într-un final dispăruți, nu se știe cât sunt cauze și efect. Dar acum noi vedem efectul. Efectul este tragedia de acolo. Sigur, vor fi suficient de mulți care să analizeze de ce s-a ajuns aici și de ce pierderile, de data aceasta nu materiale umane, sunt atâta de mari. Ce înseamnă pentru... Am văzut că deja au plecat și de la noi două echipaje. Două echipe au plecat. Din România. Ce se întâmplă o unitate ca și cea pe care ați condus-o dumneavoastră? Că după aceea să discutăm și ce se întâmplă până să aibă loc o tragedie din asta, când se primește un astfel de cod, un astfel de semnal. Deci aceste cutremuri face parte din categoria celor tragedii care cred că ne schimbă modul de a privi viața și ne demonstrează că în câteva zeci de secunde tot ceea ce am construit, tot ceea ce am făcut, se poate prăbuși precum un castel de cărți, fără niciun fel de problemă. Ne ia prin surprindere încât nu avem timp nici să clipim până se întâmplă. Cutremurul adună sub un minut sau ceva de un minut în 60 de secunde. Deci e de durată foarte scurtă, de o intensitate foarte mare, ceea ce a provocat prăbușirea atâtor clădiri și s-a produs la o oră la care toată lumea era cam acasă. Din păcate și din acest motiv, la două noapte din acest motiv sunt atât de multe victime și încă, cum spuneați, sunt peste 11.000 care se știu, dar sunt foarte 10.000 care sunt dați dispăruți și care sunt undeva cu certitudine acolo între dărâmăturile acele. E o tragedie imensă pentru Turcia și pentru Siria. E o tragedie care a lovit după ce a fost o pandemie, după plin război cu Ucraina, acum a venit și interesant, paranteză fac, Ucraina a trimis un eșalon de 100 de oameni specializați în căutare salvare cu 200 de mașini grele și sunt în război. Asta spune multe. Asta înseamnă umanism. Globalizarea umanismului. Globalizarea umanismului, că tot se vorbește de lucrul ăsta și ar trebui să începem cu asta. Și înțeleg că și rușii vor să trimită. Mă întreb ce se întâmplă dacă se întâlnesc acolo. Păi ce se întâmplă? Salvează ce salvează mai pot salva? Probabil. Ar fi o chestie... Pentru că ea nu merg cu ca niște carnete și nici de partid și nici cu pistolul. Sunt oameni, în primul rând. Exact. Da. Cred că ar fi interesant să se întâlnească, deși sunt convins că cei care organizează intervenția... Se pun în zone diferite. Îi vor pune în zone diferite, dar ar fi așa o... Bun, sunteți șeful ISU, bat în lemn, Doamne ferești, se primește alarma. Cum ziceam noi în armată, alarma cu ieșire s-a întâmplat. Da, s-a întâmplat. Este un timing în care se acționează. Există sistemul european, mecanismul european de protecție civilă, care nu e prima dată când se activează. Vă aduceți aminte că au mai fost incendii în Grecia, au fost în Portugalia, în Spania, în Franța, când s-a activat și la care au fost și pompierii din România, îndeosebi în Grecia, cu rezultate foarte bune și au mers oameni din diferite unități, inclusiv de la Cluj. De ce? Pentru că a fost vorba de incendiu, lupta împotriva incendiului este atributul principal al pompierilor. Aici e un pic diferit. Aici este
USAR se numește, Urban Search and Rescue. Sunt niște unități create special într-un mecanism de protecție civilă la nivelul Uniunii Europene, la care se face apel și se gestionează de acolo, la care se face apel de către o țară care are o problemă de acest gen. De ce? Pentru că amploarea unui asemenea eveniment depășește capacitatea de intervenție a unei singure țări. Oricare ar fi aceea, pentru că nimeni nu-și poate permite să țină, la nivelul României, să zicem, să ții 100.000 de oameni pregătiți pentru intervenție în așteptarea unui eveniment care se produce la 10 de ani și așa mai departe. Da. Nu poți, e prea costisitor. Sigur. Și atunci se face, în virtutea globalizării, că bine ați spus, se face acest sistem de ajutor în care se lasă deoparte orice orgolii, dar se pregătesc toate aceste echipe la un anumit standard și echipa noastră a fost verificată și certificată USAR. Nu așa că ne-am oferit și gata, suntem pregătiți. Nu, au venit și au trecut prin zeci de verificări oamenii aceia. Păi doar dacă merg nepregătiți, devin victime. Și sunt, da, dar în același timp se încearcă uniformizarea procedurilor de lucru între unități din diferite țări, să lucreze după același standard. Mergem în același fel, facem aceleași lucruri, cam aceleași lucruri, ca să poată lucra împreună acolo, s-ar putea să fie nevoit să lucreze împreună la un moment dat. Și atunci sunt certificate și este clar că au un nivel de pregătire ridicat. Oamenii ce sunt în așteptare, cu toate materialele, echipamentele, inclusiv corturi pentru dormit, alimente, echipament de lucru, utilaje și așa mai departe, mai puțin utilajele grele de genul buldozere, excavatoare, etică și așa mai departe. Și astea sunt în containere pregătite care se îmbarcă în avion în câteva ore și pleacă. Deci nu le trebuie foarte mult timp ca să plece. Ai noștri au primit dimineața, România și-a oferit sprijinul și după masă au plecat. Au fost gata, s-au îmbarcat la autopen, la baza aeriană. Deja acționează. Și au intrat acolo primii în acțiune și sunt deja de două zile și jumătate în plină acțiune oamenii de acolo. Ei sunt capabili acolo, din ceea ce știu eu, din ce am citit și din ce m-am informat, două săptămâni n-au nevoie de nimic. Timp de două săptămâni au autonomie absolut, tot ce le trebuie acolo. În eventualitatea că le mai trebuie ceva, bănuiesc eu că din țară se trimite foarte rapid un avion cu ceva. Dar deocamdată n-a fost nevoie. Gândindu-mă la cazare, bănuiesc că în corturi cu certitudine și sigur sunt organizați pe ture de lucru, în echipe și așa mai departe. E o întreagă procedură care se respectă pas cu pas. Oamenii aceia care au plecat acolo, restul, până să aibă solicitări și ne dorim să se pensioneze, să nu aibă astfel de... Lumea să-și dorească să nu lucreze. Să aibă astfel de solicitări, ei merg la serviciu și merg la serviciu și fac pregătirea. Au un program de pregătire de fiecare dată când sunt în serviciu. Uh-huh. Există în fiecare tură de serviciu, când sunt de serviciu, au niște activități prestabilite, după un anumit tipic. Spunea domnul ministru de interne, domnul Bode, că există câte două astfel de containere. Containere multirisc se numesc, pline cu echipament. În fiecare inspectorat, adică în fiecare județ. În fiecare județ, în fiecare capitală de județ, da, care sunt pregătite și sunt, ies un anumit număr de oameni în fiecare unitate care sunt pregătiți să folosească ce este în aceste două containere. Adică sunt pregătiți să plece cu ele undeva unde este nevoie și să lucreze. Asta este pentru situația în care se produce în România un asemenea eveniment. Deci odată ar interveni ăia din zonă automat la un asemenea eveniment trebuie sprijin și atunci trebuie organizată rapid deplasarea, intrarea în pozițiile de lucru și așa mai departe. Vorbeați de entitatea asta europeană. Da, mecanismul european de protecție civilă. Umanism. În Turcia, o țară care nu-i membru. Nu e membru Uniunii Europene, dar face parte din Europa și face parte din NATO și, apropo, și NATO va trimite acolo spitale de campanie și au cerut acolo spitale de campanie, având în vedere că iarna spitale încălzite, normal. Trebuie la asemenea temperaturi care sunt sub 0 grade din soare, e normal așa ceva. Și vor trimite, sigur vor trimite. Aduceți-vă aminte în pandemie cum s-au folosit spitale mobile tocmai care sunt în dotarea NATO. La fel, sunt avioanele acelea mari de transport, avioanele cargo, este baza aeriană de la Papa din Ungaria, unde este staționată o flotă de asemenea avioane,
care se folosesc de către țările membre NATO și au o anumită cotă de ore de zbor, au echipaje și piloți acolo și care fac transporturi aeriene strategice. Dați-vă seama, atunci în pandemie s-au adus din Coreea de Sud combinezone cu acel, un asemenea avion. Da. Și acum s-a solicitat și s-a folosit pentru transportul în Turcia. Da, mai citeam că a fost nevoie pentru salvarea unui tânăr undeva la de 16 ani, dacă nu greșesc, da. 20 de ore. 20 de ore. Ce înseamnă? Mult puțin pentru noi ăștia fost, care nu știm. Înseamnă că a fost detectat acolo, sau a știut cineva că este acolo, dar a dat semne că este în viață. Și atunci se stabilește o tactică de lucru la fața locului. Se face un tunel de pătrundere care se siguranțează în așa fel încât se poate pătrunde în condiții de siguranță până la victimă. Și este scos în așa fel încât să nu-i se provoace răni suplimentare. Aici a fost cam povestea aceea când zice că ai ajuns la capătul drumului și vine cineva și mută capătul mai încolo. Și nu ești la capăt, de fapt. Așa s-a întâmplat ieri. A fost o chestie care la care se potrivește zicala asta. În timp ce erau în plină procedură și operațiune de salvare, a mai venit un cutremur, o replică mică, care a modificat configurația locului un pic, nu mult, dar destul cât să-i încurce. Și de asta a durat 20 de ore. A fost nevoie de măsuri suplimentare, de utilaj. Sigur, discutăm că s-a reușit. Copilul acela a fost scos în viață. În viață, a fost scos de acolo în viață. Asta este important. Acolo nu se face nici... În momentul în care se detectează un loc unde este cineva, se depun toate eforturile ca să fie scos. Indiferent ce presupune asta și cât presupune, fără niciun fel de discuție, se face tot ce omenește posibil ca să fie scos. Și apropo, e o chestie foarte interesantă, citeam despre proiectarea construcțiilor, că e foarte interesant cum se prăbușau construcțiile acolo, parcă n-aveau structură. Că alea vechi de sute de ani, da, mai zici. Bă. Dar nu toate pică alea vechi. Nu. Din astea noi, care n-au o structură de existență și... Aici deja vorbim, ajungem la cauze. Da, ajungem la cauze. Și cred că și mai un subiect și mai sensibil, prevenția. Cine verifică standardele la care se execută acele construcții? Cum se respectă reglementările tehnice care încep de la proiectare? Ce fier beton trebuie să pună în structura de rezistență? Aici sunt structuriști, oamenii care se îngeri cu structura, se pricep numai pe structura de rezistență. Și clar că acolo s-a întâmplat ceva. A fost ceva în construcții, dacă sunt construcții ceva de câțiva. Ceva nu s-a respectat. Și ceva nu s-a respectat, cu certitudine. Și au căzut, au venit jos ca niște cutii de chibrite, fără niciun fel de problemă. Este impresionant și în același timp trebuie să ne facă să gândim ce facem în momentul în care oamenii care construiesc ar trebui... Să fie mai responsabili. Corect. Sunt niște oameni care trebuie întrebați. Vine ochiul dracului numit Banu și atunci se umblă la... Care ne mută capătul. Ne mută capătul mai încolo. Da. Și care Banu face, în loc să fie gros de 10, îl punem de 8, în loc să fie mai lung, îl punem mai scurt. Și iată, nu mai... Am câștigat încă 100 sau 200 de lei la metru pătrat construit. Da. Pentru cei care aveau, nu vreau să generalizez. Dispare ceea ce spuneați dumneavoastră, umanismul. Dispare aici. Aici dispare. Intervine numai dragostea aia pentru bani, pentru arginți. Da. Dispare. Că dacă ar fi umanism până la capăt, ar face exact cum trebuie. N-ar fi atâta lăcomie. Să fac cât mai mult și cu cât mai ieftin. Și cu cât e mai ieftin și Calitatea e mai slabă. Și iată, vine doza de risc, că dacă e vorba de o calitate din asta, care și aici la cumpărător, sigur, generează un disconfort, uneori și financiar, că n-ai pus vopsea de care trebuie, că, dar când e vorba de structura de rezistență, aici n-ar trebui să încapă. Și mai ales în zone, acum doar să știu, și la nivel național, și la nivel... Să știu zonele cu risc mare. Există și la noi este, de exemplu, împărțire pe risc, 4 clase de risc. De la 1 la 4. 1 înseamnă că se prăbușește tot. Până la 4, care e sigură. Dar ce vreau să vă spun este că acum se plătește acolo factura pentru lucrurile care nu s-au făcut. Și o factură care nu se plătește în bani, în vieți de oameni. Din păcate. Și s-a dat peste cap
toată viața economico-socială a unui stat, a Turciei, totul s-a amestecat și va trebui foarte mult timp ca să-și revină, ca să înlăture urmările, să reconstruiască ceea ce s-a dărâmat. Dar pe oamenii aceia care au pierit, nu-i mai aduce nimeni înapoi, din păcate. Și de asta factura este extrem de mare, dar nu în bani. E altfel de factură, la care ar trebui să mediteze mai mult, începând de la oamenii politici, ternând cu antreprenori, cu investitori, constructori și cu cei care avizează și autorizează, cu cei care verifică. Cu ce contribuie ISU la poate contribui la prevenția asta? Autoritatea de securitate la incendiu care se eliberează și care este pe alt domeniu, ca să spun așa, dar face parte tot din sistemele de siguranță ale unei clădiri. Sigur. Cu certitudine, înseamnă protecția la incendiu. Vă dau un exemplu. Betonul își pierde capacitatea portantă la 500 de grade Celsius. Gândiți-vă o încăpere ca și asta, în care arde tot ce e aici, închisă. Se acumulează să fac 500 de grade rapid. Betonul nu mai ține. Și atunci trebuie să vezi cum proiectezi și cum realizezi, ce instalații și pui. Și cum fac? Vin cu proiectul la avizare? Se eliberează certificatul de urbanism în care se specifică instituțiile care trebuie să avizeze. Pe baza acelui certificat de urbanism, când a obținut avizul, proiectul. Și pe urmă vine proiectul la verificat. Se verifică proiectul și se dă autorizația de construcție de către entitatea administrativă pe baza autorizațiilor emise de către toate instituțiile care au... Și ISU și celelalte instituții emite avizarea aia favorabilă, da, pe baza proiectului. Bun. Cine verifică dacă la execuție se respectă? La darea în funcțiune este o comisie din care fac parte toate instituțiile care au dat alea care au dat aviz și care merg și verifică dacă s-a respectat proiectul în realizarea construcției, dacă este conform cu proiectul. Acolo se verifică. Și când dar există niște gata și zugrăvite. De unde îți dai seama, specialist fiind, nu eu nespecialist, că n-a băgat fier beton de 18, ci de 12? Pentru că, din ce știu eu, nu era atributul instituției mele, din ce știu eu, există niște faze ale construcției în care este dirigintele de șantier care trebuie să fie permanent acolo. Deci este niște faze de construcție în care niște specialiști de pe la Inspectoratul de Stat în Construcții, dacă nu greșesc, trebuie să asiste la executarea lucrărilor ascunse. Adică astea care ai pus armătura. Nu le mai poți verifica. Nu le mai poți verifica. N-ai cum să verifici. Ai turnat betonul, gata. Vine și vede cât de cât e fierul beton. Păi îl măsurăm, nu? Punem și vedem. De cât zice că e? De 18. Și că pui 12. Stop. Verificăm tot până când puneți de 18 vin înapoi. Până atunci nu. Unde sunt astea? Astea trebuie văzute. Deci sunt niște verificări și niște oameni care ar trebui să fie prezenți acolo în fazele de execuție. De asta vă poate spune foarte bine un inginer constructor, un construct. Eu nu mă pricep la treaba asta. Știu din ceea ce m-am documentat pentru că îmi puneam semnătura pe autorizație și eu cândva. Și... Păi am plecat gândindu-mă în sinea mea, pentru că am foarte multe discuții când fac cu oameni din administrație. Foarte multe mesaje de la oameni, domnule, de ce durează atâta? Eliberarea unui certificat de urbanism, eliberarea unei autorizații. De ce atâtea avize? Aud deseori. Pe acum am dat seama de ce. Păi gândiți-vă un proiect. De ce atâtea? Vă dau un exemplu. Când s-a făcut modernizarea aeroportului Cluj, a venit proiectul. Un vraf de dosare. Sigur, era toată lumea, se grebea, vreau repede să-și am spus nu, până când nu se verifică toate documentele și l-am respins în faza inițială proiectul. Nu era conform cu reglementările în vigoare pe linia prevenirii și stingerii incendiilor. Conducerea Consiliului Județean de atunci a înțeles perfect și a spus, e perfect, nu e nicio problemă, să refacă. Dar a durat, nu mai știu cât a durat, dar au lucrat niște oameni acolo până când au văzut și au de ce nu-i bine și cum trebuie făcut și când am dat respingerea, când se dă respingerea unui aviz. Dar motivat. Motivez, se încalcă prevederile articolului din norma constructivă numărul, trebuie făcut în conformitate cu articolul din. Dai, nu-l mai, dai exact, cum se zice, mură în gură. Du-te și fă-le și când îți gata, vii cu ele înapoi. Și la verificare la fel. Deci așa ar trebui să curgă lucrurile. Se pot lua.
categoric, da. Măsuri de prevenție. Acum, 100% nu poate evita nimeni, nu. Dar... Nemții au un concept foarte interesant. Fac o altă paranteză. Nu există risc zero. De aici pleci. Nu există risc zero. Dar trebuie să vezi care sunt măsurile care se reducă la un minim controlabil riscul. Identificare, da. Evaluare și controlul riscului. Trebuie să pot să fac treaba asta. Nu o să pot să elimin în totalitate. Bun, și că tot vorbeam de cauze, domnul general. Acum mi-am amintit vâlva care s-a făcut după o nenorocire de la noi din țară de data aceasta, incendiul de la colectiv. Bun, au plătit acolo câțiva oameni, domnul primar... Doi ofițeri de pompieri? Doi ofițeri de pompieri. Cei de la firma care s-a ocupat de parcă de la firma de artificii? Da. Bun, da. Eu nu zic meritat, nemeritat. Așa a spus justiția, pe baza probelor, nu judecăm noi chestia asta. Nu, păi nu, clar. Dar ce măsuri s-au luat după la partea aia de cauze, după, ca să nu se mai întâmple? Sau ca să scadă riscul să-l aducem la un nivel minim controlabil. Da. Că atunci știu că în primul rând le-au închis trisfer din club. O să spun două lucruri. Unu, tăria unui lanț e dată de cea mai slabă verighe. Aici e un lanț întotdeauna. În care dacă se întâmplă, înseamnă acolo verighea a fost cea mai slabă și ceva nu-i bine. Unu. Doi, eram în 2013, în luna februarie, în Helsinki, în Finlanda. Și am ieșit după masa, însemnând la ora 4, era întuneric deja la ei. Da. Mă rog, e zona aceea apropiată de Cercul Polar, da, de Nord. Și la un moment dat a fost o coadă pe trotuar. Tineri. Și ne însoțea unul dintre oamenii de la care era de acolo și la care am fost în vizită. Și mă întreba, zic, ce e aici? Ce e un club pentru tineri. Bun, și zic, ce? Păi zice, înseamnă că are capacitatea de... Și mi-a dat o cifră la întâmplare, 150 de locuri și zice, când este la 149, intre următorul. Până atunci nu mai intră nimeni. Și am zis, oare când o să văd în România treaba asta? Și s-a întâmplat treaba de la colectiv. Acolo unde era făcut, era dat o autorizație, ci că era dat o trezire de funcționare pentru 80 de locuri. Iar într-un contract scria că se obligă să aducă la bar 250 de oameni și așa mai departe. Sunt niște lucruri care sunt neclare și nerămurite. Păi că în funcție de numărul ăla de locuri calibrate și calculate toate. Tot ce înseamnă căi de evacuare, ieșiri. Da. Păi de asta sunt foarte importante. Și acolo clădirea din punct de vedere constructiv nu îndeplinea condițiile. O clădire transformată și așa mai departe. Nu știu date, n-aș vrea să mă pronunț. Nu vreau să intru în conflict cu cei care au investigat din presă și au aruncat în toate părțile să intru în conflict cu ei. Dar opinia mea este că atunci când vrei adevărul, atunci trebuie să te duci până la capăt și să vezi tot. Să vezi tot și schimbi acele norme și dacă le vezi unde nu sunt funcționale. Să schimbi acele lucruri. Nu sunt eficiente, mai exact. Păi exact. Schimbi acele norme ca să nu se întâmple. Păi eu știu ce mi-am dat seama, au fost închise o vreme și după aia s-au mai făcut ceva modificări, nu zic eu. S-au făcut. Bun, revenim la partea asta de risc seismic. Ca om care ați lucrat în domeniul ăsta al siguranței în situații de urgență, cât de mare pericolul? La ritmul în care se construiește în România... Și trebuie să recunoaștem, mai ales în Cluj, sau unul din vârfurile cu cele mai multe construcții civile, și nu numai, deci, dar este la Cluj. N-am date și informații ce materiale se folosesc, cum se folosesc. Citeam ieri într-o postare și am zis... mi-ar place să cred că totul se respectă, acele și eu norme sunt prevăzute de lege. Citeam o postare, nu știu în ce măsură, n-am verificat-o, dar era de pe un grup de constructori, un grup de oameni care se ocupă cu construcție, care spunea în felul următor. În Turcia s-a folosit un oțel, un fier beton, de anumită calitate, care era importat din Rusia. Și el scria mai jos, în România este la fel, pentru că după ce s-au privatizat, s-a vândut Câmpia Turzii, Târgoviște și Oțelul Roșu, cei care au preluat meciul, după 3 ani au oprit o producție și au adus în România fier beton de acolo, din Rusia, care are un conținut de carbon mai mare decât normal și ceea ce îl face să-i dispară parte din rezistența pe care trebuie să o confere unei structuri. Mai casant. Exact.
Și a spus, se folosește și este periculos. De-aia s-au prăbușit, zicea el, o posibilă explicație pentru prăbușirea construcțiilor. Adică s-au folosit niște materiale ieftine. Și eu am scris că atunci ar trebui niște oameni să... Să verifice, există oțelul ăla, se folosește pe șantiere. Să vedem. Unde s-a folosit? E corespunzător cu standardul. Adică ce avem noi în standard, în normativele noastre de construcții, dacă nu e corespunzător, stop. Dar ce facem cu cele care sunt construite deja, dacă s-a folosit? E o problemă. Ca atare, eu n-aș putea să vă spun, dar vă mai dau un alt exemplu. Am auzit la un moment, dar nu știu în ce măsură e o glumă sau e o realitate. Citeam în presă că la undeva într-o construcție cineva a căzut cu vana la etajul următor din baie. Acum eu... E glumă? Vreau, nu să, știu. Vreau să cred că e pont. Mie nu? Mi se pare că nu e pont. Mie mi s-a părut că nu e pont. Ai, acum respectiv. Poate acum... că fi fost ceva fisură, dar nu că chiar că a căzut. Da, să nu cădem în extrema cealaltă. Nu. Nu, dar prevenția trebuie făcută. Trebuie făcută cu certitudine și asta aici vă poate desluși situația un inginer constructor, un structurist, un om. Și există niște grupuri... Proiectanții, constructorii și, sigur, și dezvoltatorii imobiliari trebuie să fie foarte atenți cu ce proiectant lucrează, cu el dacă construiește sau construiește cu cineva. Uitați-vă situația acolo în Turcia. A fost cu tremurul și oamenii au fugit. Au ieșit afară în stradă, deci nu au mai intrat. Și s-a prăbușit un bloc de 9 etaje. N-a murit absolut nimeni. De ce? La replică s-a prăbușit și ăla. Erau toți afară. Deci a fost construit la o anumită limită, dar a rezistat la primul șoc, la primul cutremur. Și n-a murit nimeni. No, construcția după aia s-a prăbușit, o facem din nou, pe oamenii nu mai putem face din nou. Aici ai problema, vedeți? Și de aia spun că respectarea normelor tehnice în proiectare și executarea construcției este extrem de importantă. Extrem de importantă, cu toți pașii care îi presupun. Așa, dumneavoastră când erați și din ce știți, avizele care trebuie să le dea ISU, se verifică la sânge, nu cel mai bun termen. Adică la lege, firar să fie. Eu așa vreau să cred că da. Verificarea s-o făceau inspectorii care mergeau în teren și eu știu că se făcea întotdeauna. La care știe ce să verifice, unde să se uite. Exact. Mergeau și făceau o verificare și veneau și întocmai un referat. Și semnau la recepție, semnau acolo la comisia de recepție, că totul este în regulă și poate fi funcțională clădirea. A, la recepție merg toți. La recepție toți, absolut toți cei care au avizat. Și fiecare, cu fiecare cu responsabilitatea lui. Eu de la ISU se știe că fiecare de partea lui. Și Inspectoratul de Stat în Construcție. Da, și dă autorizația de funcționare primăria. Entitatea administrativă. Bun, da. Nu, ea până nu emit, până nu spune ea... Da. Rolul mare este al inspectoratului pentru stat în construcție, într-adevăr, aici. Acum, trebuie să recunoaștem că o dramă de genul acesta scoate în evidență, indiferent la ce nivel este, umanismul din oameni, umanismul din nații, din popoare. Sigur, ar trebui să fie tot timpul... Arată cât suntem de empatici. Fac o paralelă din asta, cum spune, măi, de Crăciun și de Paști. Da, fii mai bun, că durează 3 zile. Poți să fii un nenorocit. Durează 3 zile. Nu e ok. Nu. Dar vine și replica cealaltă. Mă, dar păi dacă tot restul e nenorocit, sau suntem nenorociți, măcar atunci să fim de cei care promovează ideea asta. Sigur, e foarte greu să fim tot timpul așa. Structura, probabil, fiecare individ... Structura noastră depinde, dar... Dar, cu siguranță, dumneavoastră ce zice? Cu siguranță putem fi mult mai empatici. Deci pe mine... Și mult mai atenți la cei de lângă noi. Asta trebuie să ne preocupe întotdeauna. Și când vedem pe cineva că am văzut... Și văd secvențe și pe stradă, este câte un om care e căzut și trece multă lume pe lângă el. Recunosc că eu m-am oprit de câteva ori și am mai chemat și ambulanța și lucrând și unde am lucrat, poate apreciez altfel situația. Mă rog, nu mă dau eu exemplu pe mine, nu sunt cel mai elocvent exemplu. Dar vreau să spun că două imagini m-au impresionat
în afară de ceea ce fac toți cei care lucrează acolo, sunt peste 70.000 de oameni care lucrează acum acolo, din toate, din Turcia și din țările da, care au trimis. Și merg în continuare, încă merg. Da. Două imagini m-au impresionat profund. Una a circulat foarte mult și a doua nu. Prima este cea în care tatăl același ține fetița moartă de mână și are am o figură inexpresivă. Da. Acolo omul ăla s-a golit de tot, nu mai, nu știu cum va fi viața lui după toată tragedia asta. Traumatizată. Mai făcută praf, clar. Și a doua imagine, grecii au trimis și ei în Turcia, cunoscând problemele, rivalitatea, dar au trimis echipă de căutare, salvare și au mers acolo. Și le s-a repartizat și lor un sector în care să lucreze. Turcii le-au repartizat și cineva dintre cei de la țara care beneficiază de ajutor însoțește echipa respectivă, e ofițerul de legătură. Păi, care ăla știe ce ăla știe că zona. Exact. Și au scos un copil, o fetiță sau un băiețel de sub dărâmături, grecii au ajuns cum și-au scos. Și gata, am scos. Au ieșit și au ieșit cu ea pe brațe. Următoarea secvență, nu știu câți ori ținut-o, cel de, ofițerul de la turci s-a dus și s-a îmbrățișat cu cel de la greci, care era șeful echipei, și a rămas îmbrățișat și plângeau amândoi. Păi, poza asta aș lua-o și aș duce-o pe masa conducătorilor din Grecia și din Turcia, zice, nu, ăștia-s de voștri, ăștia-s popoarele noastre. Nu voi. Ăstea-s popoarele. Aș îndrăzni să spun treaba da, asta. Poate fi în sensul ăsta măcar ceva bun după dramele astea să învățăm. Trebuie să ne oprim aici, domnule general. Mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi. Mulțumesc și eu pentru invitație. Mă invit altă dată în care să nu avem drame din astea și să discutăm e copleșitoare și apăsătoare despre lucruri mai frumoase și amintiri mai frumoase. Mulțumesc mult. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Sunt Lucian Danciu. Toate cele bune!